Parte dintre cei aproape 50 de beneficiari ai programului Tomata din județul Hunedoara au scos deja la vânzare primele roșii autohtone. În paralel, reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara au demarat și verificările în teren și evaluează producția de roșii. Avem și la nivelul județului Hunedoara 49 de producători înscriși în acest program. Sunt mai mulți față de anii precedenți? Da, este o creștere față de anul trecut. Și deja sunt producători care valorifică tomate în piețele hunedorene. Colegii mei de la serviciul de inspecție sunt în perioada de verificare pe teren și de evaluare a producției. Avem, cred că un sfert din producători deja care își valorifică pe piețele din județ primele roșii, roșii sănătoase, zicem noi, roșii cu gust, roșii tradiționale. Cei care doresc să se înscrie începând cu acest an o mai pot face? Continuă, perioada pentru înscriere în ciclul întâi a fost închisă. Acum suntem în perioada în care facem verificările și ei au termen până la data de 30 iunie, inclusiv să facă dovada valorificării celor 3.000 de kilograme, urmând ca după 30 iunie să depună documentele și să facă dovada valorificării și să-și încaseze acea subvenție de 3.000 de euro. Ajutorul de minimis pentru programul Tomata 2023 este stabilit la un cuantum de 3.000 de euro per beneficiar eligibil, cu o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați de solar sau seră și care valorifică minimum 3 kg de roșii pe metrul pătrat. Condițiile de eligibilitate pentru acest program sunt similare cu cele din anii anteriori în care s-a acordat ajutor de minimis pentru cultura de legume. Astfel, această schemă de ajutor se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole pentru susținerea producției de tomate în spații protejate.